Bună tuturor, numele meu este Daria și astăzi am să vă arăt cum să faceți un fluturaș origami. Pentru acesta aveți nevoie de un pătrat din hârtie specială pentru origami. Și vom face în felul următor. O vom întoarce pe spate și vom lua colțul de jos și vom pune peste colțul, până la colțul de sus. După o desfacem și o îndoim din nou colțul de jos la colțul de sus. Încă un pic. După aceea o desfacem. Și vedeți aceste linii de pus, da? Vom îndoi acestea două ca după să ne iasă acest triunghi cu mai multe triunghiuri. Gata, mi-a ieșit foarte bine. Fix așa trebuie să vă arate prima mișcare. Și după aceea o întoarcem cu vârful în jos. Și luăm colțul și îl îndoim până aici, să fie paralel cu colțul care am pus jos. Așa facem și în partea cealaltă. După vom lua colțul de jos și îl vom îndoi până sus. Și vom presa așa ca să stea fluturașul bine. Și să stea și partea asta de hârtie. Acesta este fluturașul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Și pe clopoțel ca să fiți la curent cu fiecare videoclip meu pe care îl postez. Eu am fost Daria. La revedere!